asta, 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 asta. Avem și noi întrebări aici în spate. Aici zic că cheile la peste 200 de hoteluri o să trimite domnul Orban să vină dânsul să deschide împreună cu ministrul Sănătății, să deschide dânsul așa pe măsuri care le-au propus. Deci, le dau cheie. Eu vreau să-mi dai exemplu. Să vină echipa de guvern în România să deschide un hotel, să ne arată nouă cum s-a funcționat. Uitați cheie. O să trimit acum cu poștă rapidă, să ajungă la, direct la prim-ministru și probabil nu mai are de noi. În primul rând, măsurile care sunt două aspecte clare. Unul pe partea fiscală și ajutor din partea guvernului și a doua latură, cum vom deschide, care sunt măsurile care putem noi să le suportăm să deschidem. Dacă nu ajung la o înțelegere cu statul și costul este foarte mare, nu este rentabil, deci nu putem acoperi cheltuielile. Prima parte cu fiscalitate. Am cerut clar. Unu. Nu e. Timp de 3 luni de zile, cum am făcut în foarte multe țări europene, vrem 60% din salariu angajaților să fie suportat de stat. Doi. Am spus că o primă de redeschidere pentru stășa, pentru pensiuni, nu litoral. Pentru pensiuni de 500 de euro sau până într-o 1000 de euro, pentru că a fost foarte afectat. Sunt oameni care trăiesc din pensiunea respectivă. 3. Reduce impostul local față de anul trecut cu 75%. Știți că e mangare acum, se cer să plătim taxa de promovare? Vi se pare normal? Eu n-am văzut un primar în tot județul Constanța să iasă și apără cetățenii, cei 50.000 care par la locul de muncă. Primăria Constanța face treaba la anul pentru de promovare. Are hotărâre de Consiliu. Foarte... Deci, 5. Am zis așa. Impozitul specific anul acesta să nu mai fie, să fie suspendat. Deci am cerut și măsuri foarte... Nu am... După aia îndevin și altele. Plaja. Și tot ne cheamă să preluăm plaja. Deci nu se poate și total anormal în care statul întotdeauna se spală pe mână. Veniți, luați plaja. Dar să plătiți și contractele. Deci mi se pare... Deci un abuz total. Ei nu știu, nu se află în România și știu că cine se ducă pe plajă? De unde plătim chiriile, miliarde care vorba aia în bani vechi? Deci am cerut reducerea chiriei pe plajă în cazul Constanța la 75%. Deci măsurile noastre sunt de bun simț. Deci n-am cerut nimic în care să zic, dom'le, chiar vrem bani. Nu vrem bani. Vrem să muncim, vrem să deschidem hotelurile și vrem să fim ajutați și în special cei care sunt mici oameni de afaceri care au nevoie de ajutor. Și de asta Uniunea Europeană a alocat 1 miliard de euro pentru cei care au până în 10 angajați. Deci nu am cerut măsuri. Și ce mai important, cum vom deschide. Că am văzut, exemplu, scrii pe măsurile respective că dacă unul se duce la toaleta, tu te duci după el imediat și intră în baie și te defectezi și faci nu știu ce. Pe seama că pentru fiecare turist, eu s-am angajat ca să ducă după el. Dacă aia se duce la un bar și stă la bar, tu trebuie să mergi după el și stai acolo la bar. Dacă mergi pe stradă, fără mască, nu are voie și fără mănuși. Păi eu ce fac acum? Ce sunt eu? Servici secrete? Să mă duc după fiecare angajat? Să văd dacă are să vă rămasă când e liber. Deci, știi, măsuri, așa, și aberație că te scrie și pe hârtie, în care ei nu au mai o răspundere. Și am căutat dacă nu fac asta toate, ce se întâmplă? Nu scrie nimic. Să mă refer strict și la obiect. De la INSP, anexa 7, în care, efectiv, doamna directoră de la INSP, nu știu ce poartă, nu știu ce a făcut, ce a lucrat, dar mormântează turismul. Ne mormântează pe noi. Nu numai activitatea, ci și pe noi. Practic au făcut o traducere
dintr-un, de la OMS, nu știu de unde l-au luat, total, total eronat. I-am trimis o scrisoare prin FPTR, acestei doamne directoare, că, în mod normal, ar fi trebuit să coboare de acolo, nu știu la ce etaj, și să vină să vadă exact cum se exploatează un hotel, nu se vedea instrucțiuni traduse, care are nicio relevanță în realitatea din teren. Iarăși, ieri după amiază, au apărut de la Direcția de Turism, că nu pot să-l numesc minister, niște norme. Fraților, am rămas, cred că l-aveți în mapă, dragoste. Sunt în mapă. Sunt niște generalități, iarăși niște traduceri, nu știu cine lucrează în direcția asta, dacă sunt 200-300 de oameni, e grav să dai pe rețea un asemenea îndrumar, nici măcar nu sunt norme. Un îndrumar, hai că păi mai bine ne-l facem noi, să ne lasem în pace. Am cerut într-o adresă azi noapte trimisă la minister să se uite încă o dată pe actele emise și așteptăm să ne se dea un răspuns urgent, așa cum spunea domnul președinte, până pe 16 se uce și ei mașini, că de pe 15 au voie și să vină peritonul să stea de vorbă cu noi. O treia problemă care l-au abordat-o colegii este vorba de acel miliard de euro care se tot vorbește de am amețit noi. A venit sau nu a venit? Chiar nu e nimeni star în guvern să vină la televiziune, la presă în general, să spună, domnule, a venit miliardul de euro și uite cum se împarte. Luăm noi 99% că suntem băieți deștept și le dăm la fraierul 1%. Se vorbește în Uniunea Europeană de niște granturi care se vor da. Păi să le vedem și noi, să vedem un model matematic care să spună clar timpul, cum se dau și ce documente trebuie să depunem să obținem acești bani care ne sunt extrem, extrem de necesari în vederea deschiderii și a investițiilor care trebuie să le facem pentru măsurile de împotriva acestui virus. Ori până la ora asta, nimeni nu mișcă un deget. De asemenea, aș vrea să vă mai fac o precizare foarte importantă, că anunțarea de către toți competitorii noștri a unui calendar precis de deschidere a tot ceea ce înseamnă turism în Bulgaria, în Grecia, în Italia și Turcia, evident, conduce în mod direct la gândul oricărui lucrător în breasla noastră, aș îndrepta atenția către un alt loc de muncă, adică către o certitudine. Noi nu avem certitudini în momentul de față. Să ne gândim cu toții că orice ospătar, cameristă, etc., orice calificare din domeniul turismului în momentul de față, nu are loc de muncă. În momentul în care competitorii noștri direcți au anunțat calendarul, orice om normal se gândește că acolo va găsi un loc de muncă sigur, pentru că pe data de 4, 7, 12 și cât o mai fi, se deschide unitatea respectivă și își primește salariul. Avem solicitări din țară de la oamenii care vin la noi, sezonieri, de ani de zile, să vină doar pentru servicii de cazare și masă acordate de către noi, fără salariu. Acolo suntem, în poziția asta suntem, în ziua de azi. Așa că vă cerem să veniți către noi, urgent, cu niște măsuri concrete și în special cu predictibilitate. Nu știm ce avem de făcut mâine.